ăștia ceva ați așteptat, adversarul sau? Am întâlnit un adversar foarte bun, o echipă foarte puternică, dar e important că noi am câștigat. Lucrul ăsta mi l-am propus de la început. Am zis că trebuie neapărat să câștigăm, să intrăm în teren cu gândul de a lua cele 3 puncte. Mă bucur că s-a întâmplat asta, deși prima repriză am fost un pic mai slăbuță ca și a doua. A doua repriză am reușit să revenim mai bine în joc, să punem presiune mai multă pe adversar, cu toate că la un moment dat am ratat și un penalti, dar bine că am revenit în joc și mi-am făcut pasul înapoi și am dat și gol și până la urmă am câștigat. Aveți cu UTA următorul meci, a fost ceva ce nu a plăcut astăzi, care mai trebuie lucrat? Din punct de vedere normal, sunt anumite astea o să le discutăm noi între noi după ce facem analiza și să vedem ce am făcut bine și ce am făcut rău și sper să evităm aceste lucruri la meciul cu UTA. Meciul va fi foarte greu, normal, dacă știți, dacă câștigăm, o să fim pe primul loc. Asta ne și dorim. Și sper ca și băieții să se capaciteze, să se refacă și cu toții să câștigăm acest meci, să facem tot posibil să câștigăm acest meci. S-a luat ușor golul? Mă refer la defensivă. Defensivă a luat ușor golul? Da, un pic, anumite nesincronizări, anumite slăbiciuni s-a văzut în jocul ăsta, deși până acum totuși am avut o perioadă de jocuri în care n-am luat gol și asta a dus un pic un moral bun. Și în primul rând, ca și apărare, dacă nu e gol, ai un moral bun și pentru meciul următoare și dă încredere. Data asta, din păcate, o anumită nesincronizare a făcut ca să luăm un gol. Sper că acest lucru se însumente. Și la meciul următor. Mersi frumos! Nu știu dacă s-o auzi, dar nu mai glas. Dar de ce nu ai glas? De ce? Cred că nici Leo nu are. Nu mai cânta, nu mai cânta. Da, păi Leo de sus, lasă-l. N-ai cum să nu strigi. Mă, omule. Vine să iei la bătaie la un moment dat. Ușor ați luat gol. De-aia te-am întrebat, că destul de ușor. Alții nu te iartă, știi? Asta nu e asta. Vezi că am avut și meciul trecut, am mai avut aia singur. Da, e monstru. Păi, acum vreau să zic că și la meciul trecut, cam ușor, au 3 ore au scăpat. Ușor, cu ce să fac? Aș fi acolo, nu se înțeleg să mă apuc iară. Nu se înțeleg, da, chiar, se duc. Încă nu se înțeleg bine sau de ce? De ce se întâmplă chestia asta? Acum, că nu registrăm. Nu neapărat că... Nu pot să zici că nu se înțeleg bine, pentru că ei joacă deja de câteva meciuri împreună cu clubul de fundaș central și normal asta ar trebui ca să îți dea o anumită relație de joc și siguranță și așa mai departe. Din păcate, pe echipă, suntem o echipă care nu vorbim în teren, ceea ce e foarte gros și nasol. Cu cât vorbești pozitiv în joc, atât îți rezolvi fazele mai bine și ajuți pe colegul tău efort. În primul rând, îl distribui pe întreaga echipă, dacă comunici, că eu fac 10 metri, colegul meu 10 metri, facem toți câte 10 metri și efortul egal împărțit pe echipă. Dar nu ce nu știu, dar... Momente când se pierde. Sau nu știu, 3 ori kilo se pierde aproape, nu știu de ce. Acum, are tânăr, dar în minte momente când alege soluțiile cele mai bune, pormeară, boiara asta și așa. La un radio, a fost un pic de pericol. A fost, am ales să jucăm